Bună seara sau bună dimineața, asta depinde pentru fiecare în parte. Ca de obicei, marțiara ne aflăm la Clubul Utopia, unde în această seară va fi un eveniment special și anume invitatul din seara aceasta este Connector. Din câte observ, lumea începe să se adune, așa că haideți să vedem ce se întâmplă, dacă dragostea dispare și cât de burning love vom fi în seara aceasta. Bună seara! Bună seara! Bine ai revenit în Timișoara! Bine v-am regăsit! Cum te simți? Da, extraordinar, ca de fiecare dată, deja suntem în familie, cel puțin aici la Utopia, suntem în familie. Petrecem în familie, cântăm în familie? Da, petrecem, cântăm în familie. Important e că s-a dezvoltat așa o mică comunitate în sânul clubului aici. Și ne simțim bine de fiecare dată când venim. Ok, dacă stăm să analizăm puțin trecutul tău muzical, observăm o ascensiune destul de rapidă și majoră. Da, mulțumesc frumos. Nu, cel mai mare premiu al meu s-a întâmplat acum 2 săptămâni, dacă țin bine minte, la Urlați. A venit o domnișoară mică, vreo 2 ani și ceva și un pic, cu mămica și zice, stai puțin să-ți cânte ceva. Și fetița a început, zice, this is ca la fire, E fantastic, deci dacă am ajuns la un public atât de larg, pornind de la 2,5 și terminând cu 45, că am dat de vani și de 45 de ani, ăsta este cel mai mare premiu pe care îl pot primi eu. Da, probabil că e cea mai mare realizare a unui artist. Realizarea mea, să am un public atât cu o paletă atât de largă. Și apropo de premii, ai prezentat Romanian Music Awards alături de Julia, unde ai și câștigat 2 premii. Da, se pare că divinitatea lucrează în continuare și spun asta pentru că cu un an în urmă afirmam în același loc, în același oraș în Craiova, afirmam că Îndrăzneț, fiind, va fi hitul anului 2009. În 2010 am prezentat premiile și am câștigat premiul pentru Best Song. Și am realizat că, exact cum spunea domnul Dampuric, că există așa un mic desen, se zice că este divinitatea, bară, artist, bară, public. Și dacă divinitatea lucrează în tine, atunci ești artist. Dacă transmiți o energie benefică, ești artist. Dacă nu, rămâi un simplu entertainer. Și câștigând premiul ăsta mare cu o piesă, cu un mesaj benefic, se pare că sunt un bun tranzistor, nu conector, așa, al divinității și nu poate decât să mă bucure. Ai și ceva colaborări cu DJ Sava, care s-au dovedit de asemenea de a fi un succes. Ne putem aștepta și la alte colaborări? Desigur, cu Sava deja există o istorie, pornind cu colaborările pe care le-am avut la început, Sunshine, Reason, Say Goodbye, mai departe cu September, piesă pe care i-am compus-o, I Like the Trumpet și culminând acum cu Love You, pe care sunt și cu vocea, apar și ca feat. Da, pot să spun că e o colaborare fructuoasă și că Sava aduce în plus un simț foarte comercial în ceea ce se numește compoziția Rapping on Production. Apropo de casa de producție, din câte am înțeles eu, bat destul de mulți artiști la poarta ei. Da, din păcate, nu, 24 de ore nu-s de ajuns pentru o zi de studio la câte cereri avem. Îi mulțumim domnului pentru că există cerere. Oferta deocamdată întârzie să apară pentru că nu avem timp. Trebuie să urmăm și publicul din țară și atunci rămâne o gaură acolo în studio. Dar cu răbdare, care bineînțeles este cea mai mare virtute, le vom face pe toate. Îmi cer scuze pe calea asta tuturor artiștilor pe care am refuzat în ultimul timp și promit că cu începerea anului nou mă voi ocupa cu mare drag.
Deci pe viitor, din câte înțeleg, planuri cât mai multe, da. Succes cât mai mult și mai am o întrebare. Ce înseamnă pentru tine a fi la modă? Da, a fi la modă. Nu știu, aș putea da un răspuns așa simplu, dar aș spune ceva. Orice haină ai îmbrăca, timpul ei va expira la un moment dat. Singura haină ce nu se va demoda niciodată este haina creștinului. Purtați-o cu toți! When people live and live with fear, all right, all right. You know you're not so long down here. All right, all right. When people have no hopes and dreams, all right, all right. Fuck everybody, let's get high. Let's get high.